l'ho pregătito di 300 g di făină cu aproximativ o cană de apă, 10 linguri de ulei și puțină sare. În aluat nu am pus drojdie și după cum vedeți, el este foarte, foarte moale. Vom mai avea nevoie și de, bineînțeles, de legume. Legumele pot fi variate. Eu am ales să pun vânătă, morcov și o varză. Este jumătate. Iar apoi vom mai avea nevoie de un ou, de o linguriță de zahăr și de condimente. Acum, la alegere, fiecare poate să aleagă ce condimente dorește. Eu am pus nucșoară, piper și sare. Începe, bineînțeles, cu legumele pe care le vom tăia în franjuri foarte mici. Eu am ales ca această vânătă să nu o curăț de coajă, am spălat-o și o voi tăia subțire. Însă am lăsat coajă. Iar dacă folosiți vânătă, puteți să o faceți așa cum vă place. Puteți să luați coaja sau să o lăsați așa cum vă place. Voi curăța morcovii și voi proceda la fel și cu ei. Și morcovii. Iar acum nu mai rămâne decât să tăiem varza. Același mod. Următorul pas este acela de a căli legumele noastre cu puțin ulei de măsline. Este posibil să fiți de părere că legumele sunt multe. Însă veți vedea că după coacere, aceștia își vor micșora volumul. Adăugăm acum lingurița de zahăr. Și condimentele. Am transferat legumele într-o farfurie și după cum vedeți, acestea s-au copt și și-au mai micșorat volumul. Sunt mult mai moi acum. Și acum ne vom ocupa de aluat. S-a strecut cu puțină făină. Iar acum, din cantitatea de aluat pe care o avem, vom forma biluțe. Eu mă ajut de făină pentru că aluatul este moale. Nu foarte, foarte moale, însă. Biluțele vor avea mărimea unei nuci aproximativ.
Biluțele sunt gata. Din cantitatea de aluat, mie mi-au ieșit aproximativ 20 de biluțe. Între timp, spargem și ouă. Și vom bate bine. Parte, o vom întinde, vom face o hoiță subțire. Încercați pe cât posibil să dați forma biluței foaie pătrată. Latul este foarte, foarte moale și elastic, așa că nu vă faceți griji în privința ruperii. Vă mai ajutați din când în când cu făină. Foaia mea acum este suficient de subțire. Iar acum legumele s-au răcit. Voi procede astfel. Le voi pune în colț. De aceea am sugerat să fie pătrată foaia. Și ușor am luat, las un pic să cuprindă toate legumele. Înainte de a închide pachetelul, nu uitați să sigilați foarte bine cu marginea de cât, astfel încât atunci când îl vom prăji să nu se deschidă. Acum că pachetele sunt gata, am pus ulei la încins. Atunci când uleiul se încinge complet, vom pune pachetele noastre. Am lăsat focul la redus. Nu trebuie ținute foarte mult în ulei, peste puțin le vom întoarce. Ele sunt gata atunci când prind o culoare aurie. Pachetele noastre sunt gata, sunt extrem de bune, acum s-au mai răcit. Eu le-am așteptat în acest bol pentru a mai lăsa din ulei, însă acum sunt foarte bine scurse și sunt extrem de bune. Le putem consuma atât la masa de la amiaz, cât și la cea de seară. Le puteți consuma goale sau împreună cu diferite sosuri. Aici am pus o parte pentru mine, pentru a gusta. Sper că v-a plăcut rețeta mea și o veți încerca și voi acasă.